Depinde oare forța de frecare de suprafața de contact a corpului cu suprafața de alunecare? În primul caz, deci am avut această cutie care are suprafața de contact, acest dreptunghi. Și suprafața de contact constituie aria acestui dreptunghi. Am luat aici o cutiuță, la fel, din carton, care am umplut-o tot cu 12 monede, cât am avut și în prima, dar priviți că suprafața de contact a acestei cutiuțe este mult mai mică, da, chiar mult mai mică decât cea mare. Să vedem ce forță de frecare avem în acest caz. Deci, la cutiuța mare am pus 9 monede de câte 10 bani pentru a aluneca unifor. Să vedem câte punem și acum. Iată, avem tot 9 monede de câte 10 bani, ca și la cutiuța mai mare. Care este concluzia? Concluzia este că forța de frecare nu depinde de aria suprafeței de contact. Iată, asta este aria suprafeței de contact la cutiuța mică și asta este aria de contact la suprafața mare.